Deci, în România, Ministerul Agriculturii a funcționat cu 111 instituții și noi constatăm, adică noi, guvernul constată că 43 ar fi fost suficiente. Și ne spune domnul Ciolacu că vor continua anul viitor să facă aceste restructurări și că, zice dânsul, că vor fi modificări de la între 6 și 9 ministere.